rog, nu plecați. Târziu. Veți primi, uite, am aici prieteni care au venit și vor primi camera. Mă bucur că am lângă mine, zic eu, doar oameni care au vrut să împărtășească acest moment și n-a venit nimeni din obligație. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Apoi, faptul că se încheie această întâlnire într-o atmosferă oarecum solară, luminoasă, destinsă. Foarte nu l-am auzit niciodată pe Titus Suciu, prozatorul sobru, în asemenea formulă. Am dreptate. Sobru. Titus a devenit acum atât de elogvent, cu o elocință specială. Paradoxul e că e chiar de neam. Chiar de neam, da, asta este. A devenit atât de în verbă, încât cred că v-ați mirat cu tot din Titus. Sper că te-a îmbolzit soarele din titlul volumului și, bine, Marcel, ai vrut să-l contracarezi, sigur că da. S-au spus lucruri atât de frumoase. Vă mulțumesc tuturor. Încep prin a mulțumi, deci în absență, de aici profesoara, profesorul dr. Eliza Rise de la, Universitatea Slavici, pentru că am dorit să scot această carte sub egida lor. Apoi am o mare stimă pentru domnul Titus Slavici, descendentul scriitorului Slavici. Mulțumesc tinerilor care au intrat în această scenă astăzi și am gândit că chiar e interesant să mai schimbăm locurile și în atenție să fie și garda tânără și vedeți cât de interesant pot să fie aceste intervenții ale lor și Tudor a avut o prezentare oarecum nouă pentru mine, a găsit altceva în versurile mele, nu mai vorbesc de domnul Claudiu Areșanu, care iarăși a interpretat, poate chiar cum am gândit eu, eu în genere zic că sunt o persoană solară, luminoasă și metafora pe care mi-a dăruit-o astăzi domnul Ion Marin Almăjană, pentru a doua oară îmi face surpriza, când m-a numit Argintul Viu al literaturii române și circul asta pe internet, sigur nu pot să uit, dar acum că m-a comparat cu un fluture așa, care e oarecum deasupra, care soarbe lumină, pare vesel, dar are în sine și niște frământări. Îi mulțumesc pentru această imagine spectaculoasă. Am convingerea încă o dată că prozatorii, vorbind despre poezie, reușesc să facă un personaj chiar din expresivitatea poetică. Nu știe scriitor, da. Scriitorul poate să facă atunci orice. Nu suntem prozatori. Nu prozatori, scriitor, da. Accept și eu la ideea aceasta. Poemele le-am scris, așa mi se întâmplă mie, dar am să mă reprim, nu cred că mai merg pe drumul acesta. Le-am scris pentru că în același timp lucram la un, și lucrez încă la un roman. Așa mi s-a întâmplat și când lucram la Baltazara. Până să termin Baltazara a ieșit un volum de poeme. Eu stare interesantă, a mea, o structură, dar nu mă consider eu poetul acela dăruit și care trăiește numai și numai pentru poezie. Este doar o formulă poematică de transmitere a unei relații cu lumea și exact cum a spus și Ion Jur Carovina, excepțională idee, dacă ar fi tăiate titlurile și eu am încercat asta în puzzle venețian, am făcut un grupaj și s-ar citi, s-ar obține în final un spectacol fragmentar despre stări și întâmplări din existență. Așa că, dragilor poeți, nu vă concurez, deci eu sunt conștientă, absolut conștientă de locul care îl am, merg în continuare pe proză, dar dacă anumite accente interioare și lingvistice îmi permit să trec și în domeniul, în teritoriul poematic, n-am spus poezie, ci poeme, pentru că toate au un mez epic,
Atunci o fac, am făcut-o, nu știu dacă în curând va mai fi o asemenea experiență. Oricum vă mulțumesc că ați acceptat și această postură a mea de intrusă în domeniul poeziei. Mulțumesc că lui Mariano Danciu, nu în ultimul rând, pentru gândurile bune, dar vreau să mărturisesc că titlul îi se datorează în mare parte. La Românești, anul trecut, în tabăra internațională de jurnalism, eram obligați, bineînțeles, să scriem ceva. Și am văzut un râu, un podeț acolo, am scris ceva numit... Un podeț, un serios. Prietene, bine ai venit. Așa? Și am zis eu podul verii la poemul respectiv, la care Marian mi-a spus... Ai cam intuit, știi cum se numește de fapt în localitatea acest pod? Nu, se numește podul soarelui. Ah, zic, mai frumos. Atunci, hai să-i dăm titlul volumului, nu podul verii, cum voiam eu, ci podul soarelui. Așa că s-a finalizat colaborarea în cele mai bune condiții și formule. Vladimir, mulțumesc pentru prezență și pentru gândurile tale bune. Da, e adevărat, niciodată nu am, nici nu mi-a trecut prin cap să-mi fac vreun moment poetic la radio. Chiar e curios, oare de ce nu mi-a trecut prin cap? O anume reticență. Eu sunt vulcanică, dar am destul bun simț, cred, și reticență, n-am vrut să intru în față. Exact cum domnul Almăjan mi-a spus în 2010, după ce m-am întors de la Roma cu o plachetă de argint, cu un premiu, mi-a spus, doamnă, mă supăr pe dumneavoastră. De ce? Păi atâtea văd și nu spuneți la nimeni. Păi, cui să spun? Spun și eu așa, la un prieten, doi. Deci, poate pot să fac acel moment de, poetic cu Vladimir. La fiecare parte vă mulțumesc pentru gândurile bune, pentru această, o frântură de lumină pe care mi-ați dat-o astăzi și mi-ați sădit-o în suflet. Nu știu dacă aveți răbdare, dacă considerați că e nevoie să citesc un poem, apropo